În ultimii 200 de ani, Grecia a fost peste 50 de ani în încetare de plăți, Rusia aproape 40 de ani, iar Ungaria 37. România a trecut printr-o astfel de situație doar de două ori, în 1932 și în 1982. În aceste condiții, de ce nu avem un indice de atractivitate mai mare în rapoartele firmelor internaționale de consultanță, astfel încât să absorbim mai mult capital străin? Prezent la a 12-a ediție a Școlii Jurnaliștilor din Presa Economică, IUCOFILE, desfășurată la Sinaia, consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, a analizat istoria crizelor economice. Știam de foarte multă vreme că România, cel puțin în relațiile cu străinătatea, este un bun platnic. Dar în ultima vreme, de când există preocupări ale unor economiști de pe planetă, deosebi americani, sau ale unor istorici ai economiei, preocupări de a se apuca și a număra de câte ori a intrat o țară în încetare de plăți, de câte ori au avut probleme de reeșalonări de datorii, de restructurări de datorii. Și iată că văd pe un tablou în extenso că acele țări care dau de lucru și astăzi Europei, și Spania, și Portugalia, și Grecia mai ales, toate de-a lungul anilor, de-a lungul ultimilor 200 de ani, să spunem, au avut foarte, foarte multe momente de încetare a plăților. Sunt țări în lume sau sunt chiar companii mari care încep să angajeze istorici, care să le facă istoria și să o afișeze, să vadă lumea care este istoria. Dacă și noi am fi mai preocupați în această privință, dacă și investitorii s-ar uita cu mai multă atenție, poate că ar vedea că aici, în țară, nu au fost momente când banii nu s-au mai întors. Organizat de Alfa Bank România, Banca Centrală și Asociația Română a Băncilor, seminarul a reunit lectori reprezentând instituții de stat, bănci, companii private importante și ziariști dornici să se perfecționeze din presa scrisă, audio-vizual și online. IUCOFILE este un eveniment anual inițiat de Alfa Bank România în 2001. În cele 12 ediții au fost prezenți peste 100 de lectori și 150 de jurnaliști.